Salutare derbedeilor! Astăzi, în primul rând, bine v-am regăsit la mine pe canal. Astăzi o să vă propun un clip din seria tutoriale și mă adresez în special celor care doresc să-și optimizeze și să-și curățe calculatorul PC-ul de fișiere nedorite. Iar pentru acest lucru o să folosesc aplicația Glare Utilities, varianta, varianta gratuită. Haideți să, să începem. În primul rând uh, intrăm pe, pe browser. Uh, mă adresez chiar celor începători. Folosesc aplicația de, de o grămadă de, de, ani cu, cu succes. Uh, intrăm pe un browser, deschidem un Google, scriem frumos în Google, în Google, în Google, fac Clary Utilities. Dăm un enter. Intrăm pe, 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 site, mergem la download now. Salvăm, salvăm kitul de instalare. Nu mai avem treabă cu browserul. Mergem unde am salvat kitul, în locația unde am salvat. Next, suntem de acord cu condițiile, locația unde este, în mod normal ar trebui să, să lăsați calea de, de instalare în program Files, așa ar fi indicat. Debifăm Join the Customer Experience Improvement Program, nu ne ajută cu nimic, dăm un, un install. Așteptăm uh, în instalarea se va crea o, un shortcut pe, pe desktop, dăm un run, ne redirecționează la e-pe site, închidem. Cam așa arată interfața, uh, programul își va căuta update urile în momentul în care îl în care veți porni. Asta este, este secțiunea pe care o folosesc cel mai mult, se face totul automat și uh, ai opțiunea de curățare registrii, uh, mai se vor șterge shortcut-urile care, care au rămas de la diferite aplicații, pentru spyware iară, iarăși remover, fișierele uh, uh, reziduale și aplicațiile din startup. Aplicațiile din 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 startup se referă la sunt acele aplicații care pornesc odată cu odată cu sistemul de de operare. Dăm o dată scan și putem să bifăm reparare automat. Bun. Așteptăm să, să, finalizeze scanarea și repararea și apoi vom da, vom da finish la, la această secțiune. Între timp să vă prezint și, și restul, este aici un, o parte de clina pe repair, disc clina, registri, cu toate chestiile astea vă, vă puteți, inclusiv un uninstall manager, unde puteți dezinstala programele din, din Windows. Optimize and improve, disc de fragmentare. Acest lucru nu mai este necesar la sistemele de operare Windows 10. Acest lucru se face automat. Privacy, Tracks Eraser, OK, System Tools o aplicație faină pentru backup la, la registri, backup de, de, sistem. Este, este ok. Am zis să folosesc aplicația de mulți ani, mulți, mulți ani. Înainte avea o interfață mult mai simplistă. Cam asta. cam asta, asta ar fi. Acum am, am început să, să repare. Ce are de reparat. Dacă vi-a plăcut tutorialul, lăsați un like. Vă rog, lăsați și un subscribe dacă sunteți pentru prima dată pe canal sau a doua, a treia oară și încă nu v-ați uh, abonat. Uh, lăsați un comentariu, vă rog, dacă mai doriți și alte tutoriale și despre ce aplicații, la ce aplicații să, să se refere. Uh, v-am salutat, Raul am fost, toate cele bune.